Bună seara, prieteni, suntem la Superliga Show. Craiova o bate în mod clar pe Slobozia și atinge toate obiectivele în acest meci. Victorie la scor, gol averaj. Mitriț este primul în clasamentul golgheterilor în Liga 1, iar Craiova urcă pe poziția a doua după liderul Ucluj. Îi salut pe invitații de la această oră, Constantin Zota, bună seara, Basara Pandur, bună seara, Bogdan Cosmescu, bună seara. Salut. Discutăm despre acest meci, dar și despre celelalte partide. Foarte multe controverse a propus această etapă cu anumite evenimente, gesturi, declarații, războaie interne la echipele importante și sunt multe lucruri de comentat despre toată etapa, repet. Dar, deocamdată, despre acest meci. Craiova, Pandi, ți-a plăcut? Craiova a avut nevoie de 35 de minute pentru a-și pregăti centrările din partea stângă. Bancu a dat vreo două greșite, după care vine centrarea la gol, Ivan la fel. Bayram la fel, s-a pregătit 35 de minute pentru a marca două goluri frumoase. Centrările au venit la cap, cred că doar cu capul nu vrea să dea Bayram, cu bentița aia, cu cordeluța aia acolo, nu vrea să dea. Dar cum îl depășește acolo pe Șerbănică la primul gol, care îl ține și este cu el în brațe și Bayram reușește să marcheze, cum pasează de pe partea dreaptă din terenul lui la golul de 2-0 în partea stângă, vine centrarea lui Bancu și la fel marchează, dar de data asta îl scapă Șerbănică pe Bayram. Aici este, da, la primul gol. Deci ăsta e golul lui, centrarea este bună, dar să-l ai pe Șerbănică, un om cu experiență, 30 ceva de ani și să stai... Nu, 30 ceva de ani. Nu? Nu. Nu? Nu. Știu că poate arată... Are 28 sau ce asta? 28? Da. Păi, cu experiență. Deci cu experiență. Tot pe acolo este. Dar uite că îl ține, îl vede, îl ține tot timpul. Nu poți să te apleci, Pandi, nu știi fotbal. N-ai cum să faci asta. Nu există, nu o să intri în el. Bă, asta sunt niște chestiuni. Dar uite-te că este acolo lângă el. Ce este? Se apleacă? E lângă el acum, că ce face atâta știe. Ba da, ține talentul de fundaș. Fundașul presupune și el o meserie care Bogdan, și ea presupune să ai talent. Este de știință, de pregătire, da. Și de cum. Pentru să că aici, indiferent ce îmi spui, că Bayram vine bine, vine cum vrea el Bayram. Eu dacă sunt fundaș acolo, mă bag puțin în el. Nu mai dă niciodată cu capul cum vrea el să dea așa. Dă într-un fel, dar nu așa. Nu poți să mă aplec și să sară peste mine. La gol de 2-0 îl scapă. Aici, când analizăm primul gol, el chiar se lasă. Deci nu se explică așa ceva, este inexplicabil. El se lasă. Poate doar dacă se gândește că trece mingea peste amândoi. Poate că se gândește că trece mingea la amândoi, s-o lasă să iasă de poartă, dar nu cred. S-a precis să găsi traiectoria, zic că bă, asta iese, nu ajunge ăsta. Dar nu cred că asta se întâmplă. No. Nu. Nu-mi explic, no. Este o reacție inexplicabilă. Da. Adică nu poți să te aperi așa, n-ai cum, nu e voie. Dar vezi într-una că de 30 de secunde tot ești acolo, lângă el, da? Nu trebuie să faci decât să-l marchezi, că ești fundaș. Să-l împingi un pic, să-l împingi puțin, să te bagi în el. Deci dă cu cea mai mare ușurință. Are și el merit, că vine acolo, ușor, face, nu-i ușor să dai. Dar dacă fundașul face ce trebuie, nu ai cum să dai niciodată gol. Dacă ar fi dat Colici de acolo, ai fi zis, bă, e greu. Ai fi zis să faci că marcaj. E cu un cap, da. Peste, bă, e puternic, da. Te ține, te împinge. Adică l-ai împins și l-ai împins, da. Da, dar tu nu faci absolut nimica. Da. Intră cu 2-0 Craiova la pauză, după care se complică puțin. Da, asta centrarea este excepțională, dar aici nici nu mai stă lângă el, că aici Bayram se duce și... Că nu mai rost, aici, da, aici poți să zici că este Bayram, că face tot... Uite de unde dă pasă. Deci îl dă pasă din propriul teren, se duce în continuare și uite-l cum vine. Șerbănică vine și el. Niciodată n-ar veni mai repede așa să, vezi, nu, să fie fața lui. N-ar veni niciodată. Nu poate să fugă, ce are picioarele legate? Ce? Are elasticul ăla, a rămas de la încălzire cu elasticul ăla la picioare. Așa fuge. Exact așa. A rămas de la încălzire. Pe cuvântul doamne, dacă nu exact așa fuge, zici că are un elastic. Are elasticul ăla și la încălzire și nu poate să facă piciorul. Care... Din postura de antrenor al Sloboziei te deprimă, mă, nici n-ai ce să faci. Așa nu, e, da. Ce? Deci te deprimă. Da.
Adică asta nu este golul pe care l-ai luat că deci n-ar alerga, n-ar alerga cu 10 la oră niciodată ca să vină în fața lui Bayram. Tot timpul, uite, tot timpul stă la 2 metri de Bayram așa, să nu ia. Zici că are elasticul, are elasticul la picioare ca să nu. Nu, dar zici că nu vrea să-l deranjeze, mă. Nu le dai cu altă echipă. Are o atitudine pe care nu vrea să-l deranjeze. Deci golurile astea două nu le dai cu altcineva. În Liga 1. Adică nu te strași păcălit. Da, dar și golurile sunt frumoase, înțelegi? Nu zic că nu sunt frumoase, centrările, dar ok, centrările sunt frumoase. Aici, uite-l și pe bancul cum vine. Astea sunt faze. Uite ce centrare. Perfect, centrarea este perfectă. Da, dă-o încolo. Centrarea este perfectă. Portarul nu poate să iasă acolo, nu poate să facă nimic. Bayram, de unde vine? E fază frumoasă, că puteau să facă mai mult cei de la Slobozia, asta e altă poveste, dar cel puțin la golul ăsta este chiar frumos. Scapă din marcaj, vine din terenul lui, centrarea foarte bună, totul perfect. După care se complică puțin lucrurile cu golul ăla anulat și nu știi niciodată ce s-ar fi întâmplat. Nu numai cu golul anulat, cu ocazii, dar golul ăla anulat nu pica bine în minutul 76, da? 2 la 1. După care în prelungiri Mitriță, vezi și aici, tu știi, pentru că îl analizezi adversarul, da? Știi că Mitriță, dacă este pe partea stângă, face ce face și o pune pe dreptul și dă interior colțul lung. Și tu trebuie să te poziționezi într-un fel încât să-i dai stângul să tragă de acolo, dacă vrea să tragă, să-i fie mai ușor portarului și lui Mitriță mai greu. Cu toate astea, te depășește, bine, aici te și întorci. Nu se întoarce nimeni așa în prima ligă, da. cred că e singurul care se întoarce așa. Că n-ai cum să te întorci așa niciodată. Ți-a trebuit un minut și 30 de secunde să te întorci, să știi pe unde ești, înțelegi? Dar da, aici, tu știi de ce... Aici vii la vorba lui Bogdan. Săracul Mihal, ce să mai facă? Eu vreau să spun aceea, că toată lumea știe ce face Mitriță și până la urmă trece de adversar. Deci... Băi, ai și tu valoare, ai și tu niște lucruri bune, dacă adversarul te știe, te cunoaște și tot reușești să ți-o faci pe dreptul, să ți-o pui cum vrei tu, ți-o pui puțin, ți-o mai preiei puțin, ți-o mai preiei puțin după aia ca să-ți vină mingea mai bună, adică ai tot timpul din lume în care eu să faci lucrurile astea. Nu ai cum să fugi încolo, să-i ții piciorul stâng, tu tot fugi încolo, dar tu crezi că trage cu stângul, nu? Ai zis, bă, dacă trage ăsta cu stângul, ia să fiu... Dacă mergem acum și ne întrebăm cine e fundat, eu sunt 100% convins că știe. Toată lumea știe, n-ai cum să-l știi. Toată lumea știe, n-ai cum să-l știi. Păi dacă era Bană sau dacă era, cine mai era pe acolo, Danciu sau... Dămiță zice, nu știu. Da, nu știu. De comandul ăla. Te preocupă căderea părului și firele albe? Încearcă gama Root Hair și observă diferența în mai puțin de 3 luni. Păr voluminos în culoarea naturală. Root Hair. Acum pe Biocard, EMAG, BBTI și Dr. Max. Atunci, nici eu nu știu ce mai cauți tu pe aici. Nu poți să-i zici. Nu știu ce mai cauți tu pe aici. Nu poți să știi că dă curățul să plece acolo. Tu duci încolo. Nu, dar n-ai cum te duci și cum te întorci. Nu, dar cu Mitriță se oprește puțin, nu pleacă în sprint. Știi sigur că vrea să o facă acolo, știi? Că dacă vrea să dacă nu face acolo, vorba lui Pani, lasă-i stângul, că are șanse mai. Dacă dă gol cu stângul, dar sunt șanse mai mici să dea gol cu stângul. Nu, și știi că nu are cum, că el nu vrea să dea cu stângul. El nu o să dea cu stângul niciodată. Tot încearcă pe drept tu să și-o pună. Dar, bă, are și el, n-ai cum, să știi că și-o face bun, acolo și e bun și el, adică nu ai cum. Gâlcă îi pune astăzi în teren și pe Colić și pe Bayram și pe Ivan și pe Mitriță. Ți se pare că este o formulă care o poate ajuta pe Craiova și în alte meciuri de dificultate mai mare sau doar cu adversari de genul ăsta? Mi se pare că e puțin complicat, pentru că m-am uitat și în primele 35 de minute, cei patru au tendința să nu mai facă nimic în momentul când pierd mingea. Și atunci este o mare problemă, pentru că te duci imediat pe mijlocașii centrali, dacă cumva ai scos din joc, te duci direct pe fundaș. Dar de ce să nu mai facă nimic, Pandi? Pentru că sunt comozei, merge? Tomozei. Păi era mai bun Tomozei. Ce era, fundaș dreapta? Da. Era mai bun Tomozei. Comozei puțin? Comozei puțin, înțelegi? Și nu se duc acolo să facă nimic. Da, și când, atunci... Când semnează contractul și... Hai, Brenea, Mihai, ne mai dai și 9-2000. Atunci nu mai sunt Comozei? Probabil că au zis, las, că ăsta e meciul cu Slobozia, indiferent ce facem, îl câștigăm. La alte meciuri se poate să facă mai mult. Nu i-am văzut prima repriză și nici repriza a doua. Apropo de asta, scuză-mă, că să te completez. Recent Klopp a dat un interviu
în care a fost întrebat la un moment dat cum își explică faptul că Barcelona a jucat atât de bine în începutul sezonului, cu multe goluri, mă rog. Și el a spus că are o mare calitate această echipă pe care o avea și echipa antrenată de Guardiola, și anume cum pierde mingea, să reușească în foarte scurt timp acel pressing să recupereze. A fost dintotdeauna asta. Asta spune în 5 secunde, în 3 secunde Klopp trebuie să recuperezi mingea. Dacă nu reușești să recuperezi mingea, nu, nici nu mai faci nimica. Dacă nu reușești în 3-5 secunde să recuperezi mingea, deja te-ai retras, te-ai pus din nou pe poziții și începi din nou să vezi locul unde declanșezi din nou un pressing. Da. Dar nu mai te duci, pentru că dacă trec deja 5 secunde, deja începi să faci efort. Dar el zicea așa, da, și nu-ți mai bine pentru tine. Diferența un jucător care e bun, foarte bun și nu de top, ăla care pierde mingea imediat e primul care încearcă să recupereze mingea. Asta spunea și dădea exemplu pe Pedri. Iar aici nu... zicea, uite, Pedri face asta. Pe lângă faptul că știe ce să facă cu ea când o are, când o pierde, e primul care se duce să facă acest pressing. Ceea ce la noi vezi foarte la puțin. Noi vezi, la noi comun, la noi sunt comozei, nu? Comozei. Adi Mihalcea, câteva declarații după această înfrângere. Mister, 3-0 parcă un pic cam dur, pentru că tot vorbeam înainte de meci. Ok, ați pierdut și precedentele două meciuri, dar mai strâns scor. Da, bun. După prima repriză mi-era frică că scorul poate să fie mai mare. Am fost mediocri în prima repriză. În a doua, cumva am încercat să revenim. Am fi putut la acel gol anulat, dar pe final, când am rămas deja în 8 oameni, era din ce în ce mai dificil și acum că a fost 3-0, că era 2-0, e mai puțin important. E important evoluția noastră și cumva trebuie să ne pună pe gânduri. Devenim și din ce în ce mai puțini. Astăzi am mai pierdut 2 oameni și în economia campionatului contează și, bineînțeles, a noastră, pentru că nu avem un lot foarte mare, dar una peste alta nu stai să mă plâng, trebuie să găsesc soluții și le voi găsi. Unde s-a făcut cel mai mult diferență? Unde ați simțit? Atitudinea. Atitudinea e... am simțit că avem aceeași atitudine de lăsătoare, un pic fricoasă, ca și în meciul cu Rapid. Am pierdut starea noastră de spirit și lucrul cel mai bun al nostru, organizarea, și lucrul acesta s-a văzut contra unor jucători valoroși, un jucător care îți dau impresia că te lasă să joci, dar în momentul în care au mingea știu ce să facă și, drept dovadă, nu le-a trebuit foarte multe ocazii ca să înscrie cel puțin în prima repriză 2 goluri. Ați mai avut experiențe în Liga 1, dar acum poate sunteți mai legat sufletește pentru faptul că sunteți pe banca Sloboziei. Cât de complicat este să duceți această echipă, să o mențineți în primul rând în Liga 1 după aceste 11 etape, comparativ cu ce provocări ați avut până acum în prima ligă? Bun, știam de la început că va fi extrem de dificil. Am avut un început de campionat bun și până la urmă trăind de pe urma punctelor acelea luate. Noi am mai fost în situația să pierdem 3 meciuri la rând, după care am avut 2 victorii. Noi încă suntem acolo. Campionatul e destul de strâns în zona play-out-ului, așa că nu dramatizăm. Nu dramatizăm, trebuie să învățăm și eu, cât și jucătorii, și să înțeleagă această atitudine, că nu le-am făcut nimic ca să iasă în a doua repriză mult mai determinați. Totul pleacă de la gândire și, bineînțeles, și din experiența unor jucători. Și vom continua această luptă. Noi nu, adică nu sunt un tip care mă dau bătut așa ușor, mai ales că ai specificat foarte bine, eu am reușit să o promovez și voi face tot posibilul să o mențină Liga 1. Așa că nu ne rămâne decât să muncim în continuare. Până la urmă ne-a bătut o echipă care în momentul de față este pe locul 2. Nu e o echipă oarecare. Așa că nu fac decât problemele cele existente. Pentru următorul meci jucăm la 3 zile și uitați-vă că pierdem oameni. Încercăm să recuperăm din cei care au fost accidentați și mental. Dacă ei înțeleg nivelul ligii întâi, pentru că până la urmă 11 puncte tot ei le-au făcut, așa că trebuie doar să redevină jucătorii de la începutul campionatului. Nu știu, vom găsi soluția asta cu siguranță. O ultimă întrebare, știu că poate pentru nou promovate e foarte important să joci acasă, dumneavoastră nu beneficiați deocamdată de acest confort. Vreau să vă întreb dacă sperați să jucați în sezonul ăsta măcar meciurile cruciale din a doua parte a sezonului
Și cât de important este acest lucru? Cu siguranță pentru orice echipă este extrem de important să joci acasă, cu atât mai mult pentru noi care suntem în nou. Până în iarnă, nu știu, tragem speranțe, dar până la sfârșitul competițional sunt convins că vom juca. Nu știu câte etape, lucrurile decurg birocratic într-un decurbine, cred și sper să nu se întâmple altceva și să nu reușească de fapt să demareze lucrările la stadion. Dar ceea ce vom trăi acasă e totuși cu totul altă atmosferă decât în meciurile de până acum de pe teren propriu. Cu tot respectul, clinceni, gazdă primitoare, dar ne dorim să ne întoarcem acasă. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Da, l-am ascultat pe Mihalcea. La această oră se joacă în Italia Parma Cagliari în Serie A. Mi s-a întâmplat de puține ori să avem un meci în care să evolueze trei români, trei internaționali, repet, într-un meci de Serie A. Și doi să dea gol. Titularii la Parma au fost Man și Mihăilă. Mihăilă a fost schimbat la pauză. Răzvan Marin a fost rezervă la Cagliari, dar a intrat. Man a dat golul de 1-1. În urmă cu puțin timp, Răzvan Marin a marcat 2-1 pentru Cagliari. Meciul încă nu s-a terminat. Ceva mai târziu în emisiune o să vedeți și reușitele românilor. Repet, Man și Răzvan Marin au... Deci Parma retrogradează cu brio până la urmă. E lung campionat. După cum a luat-o. Și vreau să spun, Dane, că la mijloc intră Screciu, care ușor, ușor începe să... Va juca, dar în momentul ăsta nu e 100%. Are nevoie și el încă de un meci, două, probabil să fie 100%. Și probabil câștigul, dar vom vedea în etapele următoare, să fie Ivan, care este trecut pe poziția lui, poziție în care a marcat și 14 și 15. Joc? N-are treabă cu Ivan. Nu cu Ivan, dar unde joacă? Îi facem acum loc și lui Cicăldău. 14 și 15 goluri în anii ăia, îl trece acolo pe stânga pe el și îl câștigi acolo. Dacă îl câștigi pe Bayram, probabil golurile astea să-i dea și lui Bayram putere, vii și cu Cicăldău, care în momentul ăsta este la început de drum, da? Pentru că acum începe să se pregătească. Și atunci ce poți să faci? Dacă vrei să-l bași pe Cicăldău, îl bași lângă Oshima, îl treci pe Screciu, probabil, lângă, nu știu eu dacă e așa, Maldonado, dar spun ce ai putea să faci. Maldonado, Screciu, de ce acolo? Pentru că tu acolo nu ești mulțumit de niciun fundaș central. Nu ești mulțumit nici de Zaikov, nu ești mulțumit nici de Badeli, nu numai că nu ești mulțumit, nici nu joacă ca să fii mulțumit de ei. Rotești pe toți. Dar nu ești mulțumit de nimeni. Și atunci trece Screciu acolo cu Maldonado, îl treci pe Cicăldău cu Oshima, Oshima rămâne puțin mai, că în momentul ăsta Screciu este mai defensiv, Oshima mai ofensiv, îl tragi pe Oshima puțin mai defensiv și lași pe Cicăldău să-și facă numărul 10, pentru că nu ai unde să-l bagi. Trebuie Bayram, trebuie sub 21. Screciu este prea bun pe poziția lui de mijlocaș și nu cred că merită să-l pui fundaș central. Atunci caută-mi să găsească pe altcineva. Atunci ce? Să-l scoate pe Ivan iară, nu? Scoate pe Ivan iară, da? Îl scoatem pe Ivan iară din stânga, îl trecem pe Mitriță în stânga, îl băgăm pe Cicăldău 10, Bayram trebuie să rămână că ești sub 21 sau Bană sau cine-i Danciu acolo și colici în față. Mitriță la interviu. De această victorie. Veneam după 4 meciuri fără victorie. Pot să zic că a fost o gură de aer și trebuie să menținem pe aceeași linie. Următorul meci vom avea un meci extrem de greu la Galați și sperăm să luăm cele 3 puncte. Urcați pe locul 2 și toată luna asta în care, bineînțeles, nu cred că a fost chiar liniște la voi, pare așa că a fost o perioadă în care s-a exagerat. Uite, sunteți pe locul 2 la 3 puncte de primul loc. Așa, dintr-o dată, dintr-un rezultat. E adevărat, v-au ajutat și celelalte rezultate. Asta e problema. Lumea general trebuie să înțeleagă acest lucru. Suntem pe locul 2. Campionatul este foarte lung. Nu poți să ai atâta răutate ca suporter dacă iubești această echipă. Trebuie să fim o familie dacă vrem să câștigăm campionatul, începând de la suporter până la ultimul om din club. Nu ai cum să procedezi așa cu Nicușor Bancu, dar ce să este fotbalul, m-am spus, dar trebuie să fim alături unul de celălalt și vreau să felicit din toată inima peluza noastră, a fost extraordinară și ne-a ajutat foarte mult. Știi că totuși, tu știi poate mai bine decât mulți alții, că aici se încinge mai repede sângele așa și vreau să te întreb, sau mai bine spus, vreau să le transmiți ceva suporterilor care, indiferent de ce spuneți voi la flash-uri sau la declarații sau înainte sau după meciuri, vor titlul, vor să vă bateți la titlu. Trebuie să aibă răbdare.
ce pot să le spun mai mult? Campionatul, v-am spus, este lung, avem o grămadă de meciuri. Nu știi ce se poate întâmpla până la final. Noi dăm totul la fiecare meci. Vă garantez că nu e unul în vestiar care nu dă totul la fiecare meci și la fiecare antrenament. Urmează, cum ai spus și tu, deplasare la Oțel, unde n-a câștigat nimeni, ba chiar a fost un singur gol marcat și ăla din penalti. Adversar foarte complicat, nu? Da, sperăm să facem un meci bun. Când am mai fost la i-am bătut cu 3-0, mă dați seama că nu va fi același meci. Atunci a fost și un teren foarte, foarte greu. Nu știu cum va fi vremea acolo, dar mergem încrezători să dăm totul pe teren. 7 goluri, golgeter, te bați, te gândești la titlul de golgeter? Nu, vreau să fie fiecare meci în parte. Nu vreau să pun mai multă presiune pe mine decât este. Vreau să iau fiecare meci în parte și Dumnezeu mă răsplătește. Și de asta intru cu încredere în teren și îmi doresc să și marchez, dar în primul rând îmi doresc să câștig echipa. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Baftă! Felicitări! Mulțumesc că mi-a trimis Liviu Manolache cum arăta anul trecut clasamentul după 11 etape raportat la Craiova. Asta practic ne interesează. Haideți să vedem acum clasamentul după 11 etape. Adevărat că el e influențat de faptul că mai sunt de jucat două restanțe, Oțelul CFR și Botoșan FCSB. Dar, repet, ne uităm la Craiova. Are 19 puncte. Anul trecut era pe 3, acum e pe 2, dar avea 21 de puncte. Păi anul trecut era FCSB-ul în mare formă. Păi da, avea mai multe puncte, Craiova, în primul rând. Păi da, dar era mai jos pentru că era FCSB cu mai multe puncte. Clasate? Păi asta spun, au luat puncte. Dar Craiova, anul trecut, avea mai multe puncte decât acum. Slobozia este la 4 puncte de play-off. Păi este la 9 puncte de Craiova, credeai, vreodată, în etapa 11. Dar mai e ceva foarte important, uitându-mă la clasamentul ăsta. În primele 8 locuri, până la locul 8, sunt doar două echipe care anul trecut au jucat în play-off. Te preocupă căderea părului și firele albe? Încearcă gama Root Hair și observă diferența în mai puțin de 3 luni. Păr voluminos în culoarea naturală. Root Hair. Acum pe Biocard, EMAG, BBTI și Dr. Max. Este ceva, nu zic anormal, este ceva neașteptat. Așa e. Pe de altă parte, uitați-vă și la punctaj. Se poate schimba într-o singură etapă? Într-o singură etapă. Câte 4-5 locuri. Da, aveți FCSB-ul câte... Sare. Dacă bate la Botoșani? Dacă bate la Botoșani, ajunge pe 5, cred. Sare vreo 7,25 metri. Sare imediat. Mare victorie pentru Craiova, însă, pentru că altfel cred că era, avea probleme mari Gâlcă. Cred. Să vedem ce spune și Gâlcă. Prima repriză am jucat foarte așezat în teren, tactic bine, am venit cu centrări, cum ne-am dorit pe finalul reprizei, am și marcat de 2 ori. Cred că și în a doua repriză trebuia să alternăm puțin acțiunile, să deschidem mai mult jocul la margine, pentru că știm că Slobozia se închide foarte bine centrul terenului și acumulează mulți jucători în careu. Cred că dacă deschideam mai mult jocul și în a doua repriză puteam să marcăm. S-a complicat puțin meciul, într-adevăr, dar până la urmă nu am primit gol și e un lucru foarte bun, un lucru pozitiv pentru noi. N-a fost o perioadă chiar comodă nici pentru dumneavoastră, nici pentru sport, nici pentru jucători și totuși după un rezultat de genul ăsta reveniți pe locul 2 la 3 puncte de lider și pare așa puțin că s-a exagerat, nu în perioada precedentă, chiar dacă ați luat doar 2 puncte în 4 etape. No, era altceva, v-am spus, cu câteva puncte în plus și încrederea și tot, cred că arătam altfel. Și îmi doream lucrul ăsta ca să avem mult mai multe puncte. Am mai spus și înainte și la alte conferințe, ne creăm multe ocazii de gol, dar nu reușim să le concretizăm. A fost un moment, nu știu, nu i-aș spune neapărat ciudat, dar inedit. Suporterii pe final de partidă voiau să mai înscrieți, la un moment dat au și fluierat când ați pasat înapoi la portar, deși aveați 2-0. Lumea vrea și spectacol aici. Asta e. Ok, sunt de acord, dar important sunt punctele, important e să câștigăm și cred că le cer suporterilor să ne susțină, să susțină jucătorii din teren, pentru că ei sunt care își doresc primii să câștige aceste meciuri, să scoate toate punctele posibile în fiecare meci și cu susținerea lor, cu siguranță că vom arăta altfel. Știu că sunteți temperat și echilibrat, dar aici, cu toată lumea cu care mă întâlnesc de când intru în oraș și până ies, toată lumea așteaptă titlul. Ce le transmiteți? Că, indiferent de ce spuneți dumneavoastră sau jucătorii. Nu, dar am spus și în alte dăși și la alte conferințe.
Noi trebuie să scoatem maximul la fiecare meci, să ne gândim, să luptăm pentru titlu, pentru că numai cu această mentalitate putem să ne batem cu adevărat pentru titlu. Așa că depinde numai de noi, depinde bineînțeles și de susținerea suporterilor. E importantă pentru noi. Ultima întrebare. Astăzi ați avut 3 jucători noi pe bancă. Cicăldău, Luchicea și debutat și fundașul în dreapta spaniol. Sunteți mulțumit de cum arată lotul în momentul de față sau mai apar modificări? V-am spus, noi încercăm să-i forțăm, să-i băgăm înainte de timp, dar normal. Pic cât un pic, sper să facă progrese pe plan fizic, să fim mult mai omogeni și sper să arătăm mult mai bine în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Bun, Gâlcă, mulțumit! Două lucruri vreau să mai discutăm despre acest meci. Iată sunt niște imagini cu Oshima. Va n-are legătură cu prestația lui și așa mai departe, dar e o chestiune pe care Pandi a remarcat-o în timpul meciului și chiar e de comentat. Vedem că are acea bentiță, să-i spunem, da? Care e, de fapt, o dublă bentiță sau, mă rog, e mai mare. Căciulă. Nu e chiar căciulă, dar... Păi, dar tu nu zici că e căciulă. Dar cum să fie căciulă asta? Păi ce bentiță e ăsta, mă, care e 20 de centimetri? Ce bentiță? Dar, asta e căciulă? Poate să fie căciulă. Ce mi se pare mie aici, că... vezi diferență între ce e pe căciulă și ce e pe tricou. Da. Și asta nu înțeleg cum e posibil. Da, pentru că tu ai... cu cineva de firmă, da, contract și dai voie unui jucător să știu, dar nu cred că au văzut, că dacă o să vadă, nu știu dacă e mai... Ce, păi de ce nu văd Pandica? Nu știu cât se angajează. Cred, păi, și stă să-i vadă căciula lui Oshima. Păi este rolul... Dar poate e ok, echipei de marketing să vadă asta cum? Poate e ok, poate Oshima are contract cu firma asta și atunci n-ai ce să-i faci. Sponsorul tehnic al Craiovei, care e Puma, da? Că tot vorbim de asta. Cred că ar putea să fie deranjat de chestiunea asta. Dacă s-a vorbit înainte, nu. Poate în ce sens? Că să-i fi dat acceptul? Da, să-i fi dat acceptul. Se poate întâmpla. Da, sau poate i-a dat acceptul. Da, am o căciulă care poartă mie în Europa. Mai degrabă ziceam cei de la Puma, îți dă noi să porți. De la noi o... Pe la care contractul cu... Dar eu ți-am spus, dar o să... Are contractul și mai... Deci, Dane, eu ți-am spus că aici o să se ajungă. Vezi că japonezii sunt în piața... I-ai dat voie lui Depay să poarte căciulă la campionatul european, asta o să se întâmple de acum încolo. Lumea nu o să... Tu ai o problemă cu genul ăsta. Dar spune și mie, care este diferența dacă ne întoarcem în 1980, când Renato Gaușo, ți-a mai spus, juca și făcea reclamă la o firmă care vindea carne. Care este diferența că își pune și o firmă de carne acolo pe căciulă? De ce ți se pare că este prea mult? Ți se pare că este prea mult? Sau face reclamă la ce vrea el acolo pe bentiță? Nu e nimic prea mult, nu? Păi, vezi la ce se ajunge? Dar să spun că nu ai voie să dai, nu poți să dai voie cu asemenea lucruri. Da. Și uite, se ajunge aici. Bun, poate nu e nicio problemă. Poate din punctul de vedere de la Craiova nu e nicio problemă. E tot ok și atunci... O să fim la următorul meci și atunci ne dăm seama. Trei faze de arbitraj. Feșnic a fost central, un arbitru FIFA... A fost în prima categorie, chiar mă uitam astăzi pe ierarhizarea arbitrilor și avem 3 arbitri în prima categorie și unul în elită. Ce se întâmplă, că pentru noi o să inventeze următoarea categorie. Super elit. Peste prima. Super elit. Da, super elit. Și o să fie băieții noștri. Avem un elit pe Kovaci în prima categorie, alți 3 arbitri. Și o să fie Kovaci în super elit și niște doar el, singura categorie, Kishman Kovaci. Se va fi ca premiul la Kishman Kovaci. Categoria Kovaci. Categoria Kovaci se va numi și așa. Asta dacă nu retrogradează după cum a arbitrat ultimul meci. N-ai. Dacă ajunge acolo, Costele, deja ar mai cum să cazi. Nu e chiar așa. Vezi că e egal la Parma și acum îi conduce din nou Cagliari. 3-2? Da. 2-3. Senzație. Bun, hai să vedem fazele de arbitraj. Spuneam Feșnic central, în camera VAR Hațegan. O să vedeți de ce e important acest detaliu. Prima fază, dacă e suficient cartonaș galben pentru Luchici aici. Mie mi se pare că vrea să lovească cu cotul. Duce cotul lateral cu intenția de a lovi în față. Nu știu dacă lovește foarte bine și aici Feșnic e mai aproape și poate să... Lovește. Lovește, da. Eu știu ce vrei să spun. Dar dacă nu i-a curs sânge, n-ai cum să-i dai cartonaș roșu. Asta vreau să zic. Că noi nu...
Da. Noi nu pedepsim doar intrarea, sângele. Noi doar sângele îl pedepsim. La care la cotul mai ascult? Nu, sângele ar trebui să fie 6 etape, 8 da. Etape, 10 am etape, că e mai dură. De, a fost Sirofa. Ah, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Că și uitându-mă la Messi, zic, de ce e roșu, că e doar galben. După ce că la el am ascultat, Pandi are perfectă dreptate. Arbitru de centru a văzut intenția lui de a lovi. Nu l-a prins foarte bine Bruno Fernandes și pentru asta e roșu doar cu două etape. Ți se pare că asta dacă este rupea și piciorul era ți se pare că aici etape. La fel? Corect. Aici așa, mi se pare că e la fel. Exact. Aici dacă vedeai exact. Sânge ar fi dar roșu. Dar de ce trebuie să vedem sângele? Asta spun tot timpul. Noi trebuie să analizăm lovitura. Lovitura este pregătită. Mâna este sus. Vine sus în jos. Și duci mâna direct către fața lui. Și uite cum o duci. De sus în jos. Nu te ajută la minge. Nu vezi sânge. Nu dai nimic. Nu, aici dacă îi dea sângele era roșu 100%. Dar de ce trebuie să fie roșu dacă e sânge? Eu spun cum stau lucrurile, da, trebuie bine să fie dar așa. Ce e asta? Asta e intrare de roșu. Trebuie de să roșu, cam mai be grijă, că dacă intră așa, una că ni zăpăcește pe toți, le sparge nasul la toți. Mamă, dar e cam măricel, cam nu? Mare, cam mare. E cam măricel, nu? Mare, l-am auzit pe, ca să nu trecem, l-am auzit pe Mitriță, vorbea ceva de Bancu. Da, că a fost contestat. A fost contestat. Eu nu cred că oamenii sunt corecți în momentul când îl contestă pe Bancu. Pentru că este un băiat foarte corect, se antrenează foarte bine. Corect cu fotbalul. Corect cu fotbalul. Corect cu fotbal. Foarte corect în fotbal, că nu vorbesc de afaceri, că nu știu ce afaceri și nu mă interesează ce faci. Eu vorbesc de fotbal. Este foarte corect cu antrenamentele, este tot ce face, face profesionist, nu ai ce să-i reproșezi absolut nimic. Se poate să greșească, să nu iasă și lui, dar nu cred că ești corect dacă te iei de el. Gol anulat pentru Slobozia. Slobozia a marcat, însă golul a fost anulat după minute bune de analiză VAR, offside. Dar o să vedeți, pentru că faza e foarte interesantă, această centrare... Se prea, se șutează, mă rog, se respinge, se ajunge din nou mingea în careu și se bagă mingea în poartă. Cum bagă la mingea în poartă, nu mai vorbim, ei, că n-are toată lumea crezut că aici se pune problema dacă e offside sau nu, pare offside sau pare că nu e offside, da? S-a analizat și s-a ajuns la concluzia că e offside, dar, de fapt, și o să vedem acum liniile, unde a fost detectat offside-ul. Că nu aici, ci aici, pe acest șut la poartă, jucătorul de margine, unde ajunge mingea din respingerea portarului, e în poziție de offside. Dar tu crezi că Bancul vede că e în offside și de aia a doua oară nu se mai duce la nu, el? Nu, pentru nu, că este... ajunge pur și simplu. Ajunge nu, primul... este foarte e depășit așa de ușor nu, acolo. Nu, nu, dar el nici nu se dă seama unde e, nu vezi? Nu el aici, nu, nu, stai nu, că ți-arăt. El aici unde nu vede unde e adversar, da. Cum să-și dea seama că e în offside, asta spun. Nu are treabă, dai să dăm din nou să vezi ce Pandi, zic. Ca să-l lași, trebuie să-ți dai seama că el e în offside, asta spun. Eu îți vorbesc la prima. Ăla când centrează, Bancul este, se uită la el. Da, hai să o dăm de la început ca să vezi. Nu aici. Hai să dăm faza de la început, dacă mai putem să o dăm. Da, putem, da, imediat. Ca să vezi. Hai să dăm, să dăm faza din nou. De la începutul fazei. Bancul vezi că aici ridică, aici, uite, vezi? Ce? El îl vede aici. Da, să spun, aici da, dar el îl vede aici. Aici crede că este în offside. Căpățână ridică mâna aici, uite-l. Vezi, crede că e offside. S-ar putea nu. Și Bancul să creadă da, că e offside, că prea ușor îl depășește acolo. Ce zici, dar nu deși vezi. Nu este corect, că tu trebuie să joci mingea, mai vorbi despre astea. Bun, dar nu trebuie să stai cu mâna. Țin să remar totuși... Unde au întors faza. Exact, cum a văzut Hațegan acolo. El probabil că a analizat și pasa aia. Din acolo minge era înainte, linia de offside era linia minge. Da, aici, aici. Ai văzut că și aici este offside. Păi nu, dar aici se vede că și aici, da. Asta e prima fază. După care a văzut inclusiv acest al doilea moment. Foarte bun ochiul de... Da. Asta trebuie ochiul. Uite-l, uite-l și pe căpățână, vezi? Căpățână e cu mâna pe sus, în loc să fugă la omul care este acolo, el crede că e offside și nu mai face absolut nimic. Ia să-l vezi pe căpățână. Al doilea cartonaș galben al lui Dinu, n-are sens să mai stăm pe fază, că a fost clar. A fost evident. Dar mai cartonaș, e corect. N-are sens să mai discutăm. Bun, scurtă pauză comercială, să ne întoarcem și spuneam că sunt foarte multe controverse care au rezultat din aceste meciuri din etapa cu numărul 11 și le vom comenta pe toate. Am revenit în studio. Spuneam că discutăm și despre celelalte meciuri, puțin și despre fotbalul jucat, dar și despre anumite evenimente, controverse, mă rog, și mai departe. Sepsi FCSB s-a jucat aseară la Sfântul Gheorghe, victorie scurtă, dar mega importantă pentru campionul. Vezi cum se echilibrează lucrurile? Te egalează Petrolul la ultima fază, dar scapi acum la ultima fază. Da. Deci, până la urmă, dacă joci
E greu să ai numai ghinioane sau să fie numai pe partea ta. Putea să egaleze Șepșii. Păi nu, din ocazia aia trebuia să dai gol acolo, Coman. Păi da, la Petrolul te gândeai că va da gol atunci pe CSB. Pe CSB-ul trebuia să mai dea un gol, două. Aia e altă discuție. Nu dă niciodată, a jucat tot anul trecut. Nu știu ce ocazie a mai avut pe CSB. Nu, trebuia ca idee așa să joace altfel. Așa, ca idee, da. Am înțeles, dar bani în control. Am mai avut niște șuturi, Octavian Popescu ăla da pe lângă poartă, Bârligea din poziția acolo în dreapta da tot pe lângă poartă, peste poartă. Nu, trebuia să dea gol, dar vezi că Târnovanu acolo este excepțional la faza aia. Cu mâna aia dreaptă reușește să... Mai are o intervenție și în prima repriză, tot așa de un reflex. Îi vine mingea pe el, dar scoate mingea. Nu, mă, asta e grea. Aia vine la cap Haruț. Da, cap Haruț. Corner ceva, da. Minutul 23, da. Cap Haruț dă pe el, dar îi vine mingea pe el, îi venea mingea în cap, adică era foarte greu aia să se ducă în poartă. Dar asta aici este ceva de... Prima dublă Europa Liga 1 e trecută bine de FCSB. E adevărat că în Europa ai întâlnit un adversar la îndemână în campionat, totuși e o echipă care a fost în play-off și a jucat în deplasare. Dar care nu mai e în formă. Da. Dar ai trecut cu bine, apelând la strategia pe care ai avut-o și în preliminare. Deci tu n-ai spus, băgăm echipa bună și în campionat și în Europa. Nu, ai făcut două echipe. Da. Că dacă era apt în Ghezana, cred că se schimbau 10 din 11 jucători. De fapt, 9 din 11, că rămâneau Daua și Târnovanu. Păi, și Enghezana, dacă era apt, că el a zis că nu-i mai schimbă niciodată Gigi. Pe Daua și pe Enghezana îi lasă tot timpul să joace. Da, ai schimbat aproape deci, toată echipa. Deci Târnovanu și ei doi, în rest, schimb toată echipa. Da, schimba toată echipa, dar tot arăta bine echipa. Ca nume, spui. Ca nume. Păi, pentru că e lotul foarte ofertant. Și stai puțin, că mai aveai ceva pe acolo, da, care puteai să bagi. Adică a treia echipă. Panta n-a jucat deloc. Mihai Popescu a fost suspendat. Victorul Betten, ți-ai dat seama că nu vinde niciun tablou acum, l-ai lăsat pe bancă. Batem, da. Deci ai o grămadă care mai puteai să faci și a treia echipă. Kiki e accidentat. Kiki e accidentat, deci accidentat. Ai trei echipe. Ăsta e tu numărul 1 al FCSB-ului. Care, lotul? Lotul. Lotul da, bun, e lotul bun, calitatea jucătorilor au mare calitate de acolo, cu câte unii de sus acolo. FCSB-ul a câștigat campionatul când domnul Becali avea la dispoziție 3 schimbări, că alea erau. Nu avea ce să bage, dacă nu vrea să bage Pandele. Acum când are 10 schimbări la dispoziție, este o nebunie întreagă. Nebunie, dar pe cine bagă sunt la fel de bun. Acum are 3 victorii, 2 egaluri și sau 3... Îți fac cu ochiul și aia 450.000 de victorie, știi? Și nici nu știi la ce te uiți mai repede, știi? La clasament sau la aia 450.000. De acum, golul adversarii pe care are FCSB poate să bage și pe bună, că nu mai garantează nimeni că mai bate vreo pe cineva. Asta nu înseamnă că îi garantează că o să pierde. Adică eu nu știu dacă mai bați pe cineva, clar. Adică poate, dar nu, clar nu bați pe nimeni. Nu știu, la Carabag a bătut 7-2 pe Ludogoreț. Da, dar următoarea chestiune. Carabag nu e Manchester United. Domnul Zotac, spuneați că ăsta e principalul argument al FCSB, lotul valoros. Da. Corect. Te preocupă căderea părului și firele albe? Încearcă gama Root Hair și observă diferența în mai puțin de 3 luni. Păr voluminos în culoarea naturală. Root Hair. Acum pe Biocard, EMAG, BBTI și Dr. Max. Da, uitați aici, că discutam și înainte de emisiune. În următoarele două săptămâni după pauza pentru echipa națională, FCSB are așa, deci în timp de 14 zile, joacă cu Dinamo în campionat, pleacă la Glasgow să joace cu Rangers joi, se întoarce acasă duminică cu Rapid, joacă în cupă la mijlocul săptămânii cu Dinamo și la finalul săptămânii pleacă la Craiova să joace cu Universitatea. Cum vi se pare programul ăsta? E un program greu, echipele de top din campionatele puternice au astfel de programe permanent. Nu, și n-au meciuri așa ușoare. Păi până la urmă, cu Dinamo... Mâine, până la urmă... Nu, mie mi se pare inuman. Nu știu unde se va ajunge, vă spun sincer. Chiar mi se pare inuman. Tu ești de acord cu fotbaliștii care au venit? Nu sunt de acord, pentru că dacă ar trebui să fie de acord să se și reducă, să se reducă din bani. Dacă vor să facă grevă, să nu mai câștige 500.000 de lei pe săptămână, să câștige 200.000 de lei. Da, te întreb altceva. Nu trebuie, țin minte că am vorbit acum o săptămână, cred că, de capitanul de echipă. Și am spus așa. Atâta timp cât singurul jucător care poate să vorbească cu arbitru este capitanul de echipă, nu mai ai cum, din momentul ăsta, să pui capitan de echipă portar. Da, spunea cineva câte decizii au fost... Nu contează. Da, nu mai poți. Acum ce faci? Tu, City, de câte ori ai 3-4-5-0? Vă întreb.
Ai de câteva ori, da. Păi nu, de câteva ori ai într-un campionat, ai de multe ori. De ce trebuie să joace Rodri? De ce trebuie să joace Bernardo Silva? De ce trebuie să joace Haaland? De ce trebuie să mai joace 90 de minute? Fă-ți altă tactică, pregătește altfel lucrurile, s-au schimbat lucrurile, rămâi tot pe vechi. Nu înțelegi că lucrurile nu mai sunt așa? Nu mai poate Rodri la 4-0 să stea în teren, că nu trebuie să mai stea în teren. Joacă 70 de minute, intră altul și tot așa. Dar dacă tu ai 5-0 și joci cu Rodri 90, cu Haaland 90, normal că ăia după nu știu cât o să aibă 4.000 de minute, plus alea o să fie multe. Și se rupe, și se rupe. De-aia se rupe poate, dar tu ăștia care ai echipă bună și care conduci mai mereu 7-0, 9-0, de ce trebuie să joace Harry Kane 90 de minute? Ca să ce? Să mai bată un penalti cu Dinamo Zagreb, nu? Scoate-l în minutul 50, asta spun, dar tu adaptează-te la situația asta. Cu alte metode de recuperare au... Păi nu, înseamnă, nu, dacă tu lași 90 de minute cu Zagreb, când e 9-2, 10-2, 15-2, înseamnă că nu e obosit omul. Bă. Nu? Dacă tu știi că peste 3 zile are meci, iar tu îl ții în teren 90 de minute, înseamnă că nu e obosit. Două chestiuni de FCSB. Zima este dorit de FCSB, o spun Mihai Stoica, Gigi Becali, foarte probabil că se va ajunge la un acord, că mă gândesc că totuși Petrolul e interesat să se vândă. Păi ce a spus astăzi? A spus, da. Cine? Prețul este 500.000. Păi președintele. Am înțeles, a spus prețul 500.000, FCSB n-a zis că dă 500.000, de aia zic că păi nu, eu tocmai de asta spun că FCSB-ul cred că nu o să mai cumpere, nu cred că o să dea 500.000? O secundă, că un club când spune vreau 500.000 nu înseamnă că... Adică ia 100 până la urmă. Nu, poți să ai o negociere. Adică ia și 100, asta spun. Și nu joacă următoarele 16 meciuri împotriva noastră. Vrea 500.000, dar ia și 100 dacă ți-o dă. Bani, hai să facem un pariu, vrei? 16 meciuri împotriva noastră. Eu spun că Zima va ajunge la FCSB pe mai puțin de 500.000. Păi pe 100.000? Nu, eu am zis pe mai puțin. Păi mai puțin, pe 50.000, ca să vă știu și eu. Pe mai puțin. O să ajungă și pe mai mult. Bine, păi de 500.000? Da. Nu dă niciodată, hai, fac și eu cu tine pariu, că nu dă niciodată 500.000 Gigi pe el. Eu așa cred și în momentul când ei ajung să facă o ofertă, au în buzunar cel puțin o ofertă pentru Trenovan. No, să vă spun nu, le-a de rezervă. În care să pună presiune pe Trenovan. În momentul în care un club care vinde stabilește prețul cel mai de sus prima dată, nu ai cum normal, să niciodată banii aia, normal. Ei sub, că de-aia nu-s 500 de mii. Și tu scapi de Messi, adică nu că scapi de Messi. Lui Messi expiră contractul, tu de-aia vrei să iei antrenor. Portar. Da. Pentru că expiră contractul, nu? Vlad pleacă în asta spun. Messi termină contractul și atunci tu trebuie să iei. Cer 500 de mii, spune-mi cu cât îl cumpără. Că dacă spui cu 50 de mii, aia cred și eu că dă 50 de mii. Cu cât? Nu știu, dar cred că... A, păi așa, atunci tu ce pariu vrei să iei? Cu 10 mii? Tu ai spus că nu-l cumpără pe mai puțin. Nu-l cumpără, cumpără cu 500 de mii. Nu dă Gigi 500 de mii pe el. Dar poate să dea 100 de mii? Aia dă, cred, 100 de mii. 250 poate dă. 150 poate dă. Și a doua chestie, ți se pare un portar de FCSB? Mie știi ce m-a pus așa puțin pe gânduri? Că s-ar putea ca cei de la FCSB să creadă că el este în ultimul an. Nu e. Păi nu, că a spus, dar ei să creadă, știi, și să nu facă ea la fel ca el, să scoată pe la alt, știi? Un an și... I-a învățat și pe alții, știi, și acum el, băi, ce faceți, bă, că ăsta mai are 8 luni? Vezi că mai are un an și 8 luni, înțelegi? Bun, și a doua chestiune, Becali, asta s-a făcut o... Chiar și Mihai Stoica aici, în platou, dând exemplu din Grecia, unde toate meciurile, derbiuri și play-off sunt arbitrate de arbitri străini. Bine, meme spunând o chestie de genul, vine Vasaras aici să ne dea nouă lecții, un grec care l-a în campionat... Da, dar grecii n-au niciun arbitru în elit. Eu nu văd niciun arbitru grec. Și la noi arbitrează cum ajute meciurile sau cum? Nu, dar arbitri avem trei. Și nu, să... ok, păreri. Vi s-ar părea o soluție bună pentru campionat sau o soluție proastă? Arbitri străini la meciuri, gen Rapid FCSB, Dinamo Rapid, Craiova CFR. Dane, mie mi se pare că arbitrajul românesc în ultima perioadă a avut un parcurs bun. Dacă ne gândim la acum 2-3 ani ce discutam pe aici, chiar dacă și acum găsim greșeli, atenția, eu cred că sunt din ce în ce mai puțin greșeli. Acum 2 ani s-a introdus VAR, contează și asta. Contează și asta, dar primul an de VAR a fost prăpăd. Dar contează că te îndrepți erori, totuși. Deci spuneți că nu ar fi o soluție. Așa, în viziunea dumneavoastră. Pentru cluburi și pentru jucători, cred că ar fi o soluție bună. Bună, pentru cluburi și jucători. Pentru cluburi și jucători. Râd. Noi l-am contestat pe ăla când a venit. Spaniolul, am găsit că e prieten cu nu știu cine, ați uitat?
La Timișoara cu nu știu cine. Sau ce era, ce meci era. L-a găsit la prieten cu toată lumea, era prieten de aici. Adică dă-o încolo. Noi oricum găsim ceva și lui ăla. Adică degeaba vine unul, că găsim. Deci găsim ceva, că e prieten, nepot, verișor cu cineva. Arbitrii mâna a treia, că arbitrii buni din țările astea își vede treabă la ei, nu că au și campionate. Sau se duc în Arabia Saudită și cuvei pe unde se duc. Ce vede arbitru să iei la noi? Se pleacă de la ideea că trebuie să fie neapărat străin, mai puțin contează să fie valoros sau. Că după aia găsim noi, îi găsim noi. Ca să pleci de la, să elimini suspiciunea. Că Feșnic a fost juniorul CFR-ului. Dacă te gândești la suspiciune, deja înseamnă că... Păi nu, de asta am adus tot timpul arbitrii străini? De ce am adus arbitrii străini? De suspiciune am adus. Pentru asta am adus. Nu de valoare. Dar cum de imaginăm că dacă noi cerem în Italia arbitrii, ne dau ceva, adică și făcuseră ceva. Da. Că nu e doar așa că aveai... Arbitrii români? Păi, normal. Nu l-au că făcut. Păi asta spun. Nu că o suspiciunică mică așa aveai tu, nu? Dacă acum 13-14 ani au existat acuzații terminate cu dosare și cu condamnări în instanță pentru acte de corupție asupra doi președinți CCA. Tu spui că nu aveai cum să ai suspiciuni? Lucruri dovedite în instanță, nu așa că zice un patron că îi se pare lui că a luat asta, bani. Asta a zis vreo 10 ani. Până s-a dovedit. Exact. Mulți alții care au spus. Bun. CFR-UTA. Trecem aici, că și aici o să vedem cu scandările publicului și așa mai departe. Mie mi s-a părut surpriza etapei. Oh, și mie la fel. Da. Adică UTA s-o bată pe CFR și modul, de maniera asta. Modul în care nu s-a neapărat întâmplat. Modul, și cum era la începutul meciului. Nu, și cum era UTA până în momentul ăsta. Curentnic, bolnav, operat, să fie sănătos, să revină iară pe bancă, nu face deplasarea la Cluj... te gândești cum s-au antrenat în săptămâna aia, ce probleme sunt și după aia te trezești cu jocul ăsta. Și pentru mine este surpriza începutului, poate, de campionat, că chiar dacă au mai fost rezultate, parcă nu așa, și echipa aia care a pierdut, gen FCSB, parcă n-a avut echipa bună cum are în momentul ăsta CFR-ul. Știu, ne jucând din miercuri, duminică, jucând doar din săptămână în săptămână, ai cel mai bun 11 la dispoziție, UTA cu toate problemele, UTA care nu câștiga, adică puține victorii în ultimele multe meciuri, și uite-o pe UTA ce... Dar întrebarea este ce mai bun lot, dar lotul mai e bun? Asta e întrebarea. Lotul mai e bun? Mie mi se pare că nu ți-ar ai niște jucători extrem de importanti. Nu joci în nimica, dar te antrenezi. Ai jucători extrem de importanti. Păi, ai renunțat, am mai discutat toată la o echipă întreagă. Da. Ce să mai discuți? Da. Bun. La toți ai renunțat. Și bună. Adică ea bun. Nu știu, nu mi se pare. Și nu știu dacă adică nu ce a pățit Leo Bolgado la faza golului 3? Păi nu, ce a pățit? Mie mi se pare o chestiune dar care... Dar de ce a pățit? Nu știu. E slab, dar a pățit. De ce să pățești așa ceva? Nu să te împingă ăla, tu să te uiți așa după minge și ăla să te împingă. Tu fundaș central și ai și 2,20 m. Da. Nu, este incredibil, adică nu. Asta adică nu are valoare. Nu, deci nu poți să sper că va deveni mai nimerește, vezi? Nu-i mai nimerești, nu mai dai. Nu mai dai sutele alea de mii. Ții minte că i-a dus lumea sute de mii. Nu mai e diferență. Nimic. Ei la fel, ei care sunt liber de contract. Toată lumea credea că a venit miracolul din nou, Dan Petrescu, indiferent cu ce echipă, el va avea rezultate. Va câștiga, va lua campionatul. Probabil că va câștiga până la urmă. Numai că acum... Că jucătorii contează. Antrenorul e important, dar jucătorii contează. Nu poți. Păi uite-te la golul ăsta lui Omondi. Uite-l pe cine e acolo. Fundașul central care se duce după ăla, lasă linia, lasă un Dita mai gol. Vezi că este distanță între fundașul central și Abeid, care joacă pe dreapta cu piciorul stâng. Asta e ceva. Ce e asta, Bolgado? Deci în curtea școlii nu vezi mai ai și Leo. La finalul meciului, trebuie să știi ceva. Spre final, până să se termine, spectatorii au scandat demisia la adresa lui Petrescu. Mi se pare o reacție normală, corectă? Cam repede, Dane. Petrescu a făcut multe pentru echipa asta. Le-a adus multe bucurii fanilor clujeni. El și-a dedicat mult timp și multă energie și mulți nervi ca să aducă rezultate la echipa asta. Eu cred că prea mult, nu merită Dan Petrescu, cel puțin în momentul ăsta. Asta se părea mea personal. Dar ce înseamnă huidurile? Că tu nu mai ai încredere în el, că situația
e oarecare, ai 16 puncte, ești acolo. Dar tu înseamnă că tu, ca suporter, nu ai încredere că poți să joci mai bine. Că altceva, da, nu ești, da, o situație dramatică. Ai două puncte și ești la 18 puncte de play-off. Și încep să-l huidui că... Se pare exagerată reacția? Nu ți-am spus, nu înțeleg ce determină reacția asta. Ok, nu te-ai calificat, nu joci bine. Nu. Bă, dar ești acolo. Da, dar nu mai numai că nu te-ai calificat. Nu mai ai încredere. La Pafos, ce n-ai jucat, nu că ce ai jucat, ce n-ai jucat, a fost incredibil. Adică așa joc este greu de crezut că poate CFR-ul să facă... Mă, că poate echipa lui Petrescu, poate echipa lui Petrescu să joace așa. Deci rezultatele, după părerea mea, nu sunt strălucite, din contră. Dar dacă echipa asta, în momentul ăsta, cu jucătorii ăștia, mai are o șansă la câștigarea campionatului, probabil că aia este doar călare antrenor pe așa Dan este. Petrescu. Două faze de arbitraj aici. Radu Petrescu a fost central, atenție, Radu Petrescu va arbitra între cele mai tari meciuri din etapa a doua de UEFA Champions. Uite că l-a pus la Aston Villa cu Bayern München, ce trebuie mai avem aici să discutăm? Corect, are dreptate și Bogdan. Cum ai vorbit de meci? Deci, Radu Petrescu arbitrează Aston Villa, Bayern München. Dar eu să zic, bă, dar nu dă bine. Uite, aici ține piciorul. Puțin strâmb. Ia să te-am văzut în... antecedentele noastre că a făcut Radu Petrescu, eu zic să ne uităm. Nu, el e... Aici au solicitat penalti cei de la CFR. Păi ce, el faultează. Jucătorul de la CFR faultează. Da. Dă pe lângă minge și dă una... Păi, prea le căutăm cu... Băi, nu poți să ce? 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 Ce penalti? Păi, fault în atac! Ăsta-i fault în atac, tu dai și tragi una, blocheze șutul, îi tragi una lui ăla. Nu știu dacă cere penalti sau el se lovește, că nu văd niciun gest pe care el face către arbitru să ceară penalti. Jucătorul în apărare face un procedeu de alunecare ca să blocheze șutul. Și iar el vine mai târziu și nu vede. El stă pe acolo să nu-i dea lui frun galben că îl faultează pe ăla, că el duce picioarele zi pe ăla. El de-aia stă pe jos pe acolo. Minutul 57, cartonaș galben fică. Să vedem dacă... Că avem aceeași întrebare. Iar și aici. Deci nu ai cum. Dar bine, fică nu e fundaș. Asta trebuie să vedem acolo, mamă. Deci aici... Hai să facem un stocadru pe faza principală, deci pe planul general, pentru că faultul este clar, nu ne interesează. Faultul este evident, și intenția este... Aici să facem un stop, aici stocadru. E foarte bun stopul. Este foarte bun... Cartonul aici înseamnă că sunt la... Cum ai pe asta? Deci distanța față de linia porții adverse, eu cred că este aici în jur de vreo... aproape 40 de metri, 30 40 de metri. Și distanța față de cel mai apropiat jucător de la CFR, cât este? E? De 25 de metri. Îl mai poate ajunge? Ideea este în felul următor. Niciodată pe Costache. Este adevărat. Niciodată la preluarea pe care și-a făcut-o, perfect, niciodată. Da, da. Niciodată. Este adevărat, Pandi. Numai că sugestiile și recomandările comisiilor FIFA UEFA este să iei în calcul astfel de situații când ești la maxim 35 de metri de poartă. Ah, dacă ești mai departe, atunci... Dacă ești mai departe, se poate întâmpla orice. Am înțeles. Și atunci este corect galben. Este corect galben. Ok. Scurtă pauză comercială, ne întoarcem, discutăm despre Rapid Oțelul, despre ce se întâmplă în interiorul Rapidului, pentru că Șumudic a făcut astăzi niște declarații incredibile la adresa lui Viorel Moldovan. Vreau să le comentăm. De asemenea, evenimentele reprobabile care au avut loc la Dinamo Botoșan, dar după publicitate. Bun, am revenit, spuneam, Rapid Oțelul, 0-0. De fotbal așa avem ce comenta? Băi, cred că avem. Ce? De fotbal? Da. Ia nu știu, păi... Ia. Nu, eu nu am ce, dar zi tu, poate e ceva important. Ce, n-ai scris nimic? Ceva așa, dar poate e ceva și mi-a scăpat mie. Îmi pare rău că spun, dar mie mi-a plăcut Oțelul. Oțelul a venit în Giulești, unde era un antrenor care își dorea victoria, cu o atmosferă extraordinară în spate, și a arătat ca o echipă foarte matură. O echipă cu personalitate. Mie mi s-a părut că, chiar dacă Rapid a avut câteva momente de... au avut ocazii și câteva momente bune, dar mie mi se pare că Oțelul a controlat jocul. Atenție, venea după două meciuri foarte proaste. Și la Buzău și acasă cu Dinamo. Oțelul n-a jucat mai lucru. La Buzău a făcut 0-0 și cu Dinamo
Aia fără 7 titulari puteau să pierdă la ultima fază. Cu no name, cu investiții da. Mici în jucători, adică mie mi-a plăcut. Buter, da, nu Rapidul, știu care... Rapidul s-a bucurat într-un fel de rezultatul ăsta? Băi, eu cred că e mult mai bun decât pentru un frângere. Pentru că îl bași pe Onea, parcă, nu? Dar prin de ce să joci cu 70 și... Nu, dar nu-l bași pe Onea extremă dreaptă la un moment dat? Poate, bă, nu știu, acolo, poate ai văzut că deja vine oțelul peste tine, ai vrut să faci dar să rămână 0-0. Dar așa bun sunt banderi ăștia, așa bun sunt, foarte bun. Îl aveai pe Sepunarul accidentat. Și a trebuit să joace Era curmă să joci cu Blaze, cu Blaze pe care Șumudică îl făcea, îl desfința când era analist. Acum era curmă să zici, hai să joci cu Blaze. Blaze, intri să joci? Brown, cu... ce-a făcut? A găsit un meci. Da. Ai jucat Brown cu Boza asta, la meciul Brown... trecut, da. Când ai câștigat. Ce-ai câștigat? Cu Slobozia? Păi, da, e logic să faci o schimbare. Așa, bun. Iar Rareș Pop mi se părea că era absurd să-l scoți. Deci e mai bun decât aia Senioric pe care da, nu va de bani. Da, asta e problema. Asta deci tu și Udică vii și ai ca argument, ca alibi, faptul că ai jucat cu 3 ani. Nu te obliga nimeni. Tu ai făcut echipa. Tu nu te obliga nimeni să-i joci cu 3. Câte șuturi au dat pe poartă în repriza a doua? Niciun șut. 0 șuturi pe poartă. Păi un singur șut pe poartă a avut. Un singur șut tot meciul. Pașcanu a fost bun, să știi. 0 șuturi în repriza a doua, un corner în repriza a doua, te domină Oțelul, ți-e frică de Oțelul. Dacă... Hai să te întreb altceva. Ce jucătorii de la Oțelul acum, mâine îți spune, poți să-ți alegi ce jucător vrei, ia-l și pe Cistotin Ulei, care 31 de ani, nu te interesează. Ulei, nu, are 31 de ani, nu știu dacă ia șucul de 31 de ani. Și o să-mi spui că l-a luat pe Brown, dar nu cred că mai ia. Deci în afară de Cisoti, acum spui, da? Ia pe cine? Pe nimeni. În afară de Dorinel nu poți să iei pe nimeni. Nu. Deci dacă vrei să iei pe cineva să faci treabă, le iei pe Dorinel. Dar nu, ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? Toată lumea râs de Dorinel când s-a dus la Vatra Dornei. Nu mai știi, bă, tu, suntem în altă asta acum, ne antrenăm altfel. Știi de ce jucătorii ăștia joacă așa? Că poți alege liniște. Pentru că pot alege. Ia uite cum vine Cisoti. Deci Cisoti face învăluire. Da? Se duce în învăluire pe faza de atac, cere mingea pe poziție viitoare. Toată lumea aleargă pentru că sunt bine pregătiți. Și când ești bine pregătit... Și mai este ceva, scuză-mă, Pandi. După ce ești bine pregătit, ai realizări și îți dă încredere. Pentru că am văzut o echipă, bă, cu încredere, care pasau, care aveau trasee, pentru care ajungeau în față. Pentru că trimite la cap, că noi vorbim de mental. Asta îți trimite mentalul la cap. În tine, da, îți trimite forța fizică, îți trimite la creier că poți să faci și că nu e nicio problemă. Dacă te depășește unul, îl ajungi. Dacă e unul în fața ta, poți să treci de el. Dacă sunt în spatele unuia, vin și îl ajung. Adică astea te fac. Numai că noi l-am râdeam, da, noi ne facem antrenorile lui Barcelona, tiki-taka și nu putem să alergăm. Păi de-aia sunt buni ăștia de la Oțelul, care ei nu erau buni. Ei n-au fost buni când au venit la Oțelul. Vreau să spun ceva, la Rapid, persistă aceeași problemă, a trecut 5 etape de când a venit și o mică plus pauza aia. Deci câte? A trecut o lună, nu? Da, dar băi, atenție, Șumudică face puncte. Nu face putem să multe, spunem că multe nu face, puncte. Face multe puncte. Dar cu alergatul. El face multe puncte. Eu zic de alergat. Alergatul nu e ușor să faci așa rapid. Fotbalul, atac organizat, nu e ușor. O puncte, ce se trebuie? Multe puncte. Foarte bine. Tu ai venit și ai luat o echipă care n-a câștigat niciun meci? Cum adică? N-ai câștigat niciun meci, Dane, când tu ai venit la echipă. Și ai bătut pe ea și pe Slobozia. Cum adică? Că ea și Slobozia ai bătut, echipa aia nu bătea nici pe ea și nici pe... Deci echipa aia bătut pe ea și pe Slobozia până atunci? 50% puncte sunt multe. Da, te califici în play-off fără probleme. Ai jucat și cu Cluj? În situația asta? Ai pierdut cu Cluj și că ai jucat și cu Cluj. Păi eu ce spun? În situația asta în care preiei o echipă, în etapa a 6-a, 7-a, cât a? 7-a, 8-a a venit, nu? Sau cât a? 5 egaluri, 6 etape, da? Care nu are nicio victorie și tu să vii, nu cred că ți-e ușor și nu e ușor nimănui. Eu cred că a făcut puncte pentru și atenție, cu rata asta de puncte, asta. Îți asigură 45 de puncte minim, dacă tu vei face așa, la finalul sezonului regular. Ceea ce este suficient în mod normal matematic să intri în play-off. 45? Deci a luat 8 în 5, mai sunt încă 20, mai ia încă 32 și cu aia 5 la asta înainte sau 45 jumătate de puncte? Jumătate, dacă merge, doar așa, nu faci asigur. Păi nu, zic, dacă, păi jumătate din 45, nu zici. Nu, mă, dar 45 de puncte intri în play-off. Nu vrei să-i obiectivul să intri în play-off întâi și poate fi să mai întâmple? Păi asta spun, dar tu ai 23 de puncte. 23 de puncte, la câte puncte ești de primul loc? Păi tu nu știu la câte sunt, la câte ești.
Păi obiectivul tău e iară să fii pe locul 6, că nu contează că suntem păi pe 6. Păi cu 23 de puncte și la multe puncte crezi că o să păi mai aibă 60 ceva de puncte locul 3? Nu știu, nu, așa cum este, avut FCSB, nu prea acum pare, treaba, da. Nu va fi niciodată. Dar nici 23 nu mi se pare că nu, te poți avea lăuda prea mult 28 cu 23. La primul. 23 nu știu ce să zic. Bun, puncte spui că a făcut, da? Okay. Nu, pentru situația asta, înțeles, cum e echipa, gata, zero victorie, moral la pământ, trebuie să schimb. Jocul ți se pare că s-a schimbat în mod fundamental? Nu, dar nu poate. Adică dacă îmi spui că Leo nu a reușit în puținul ăsta timp să facă un atac organizat, nici nu cred că o să-l facă nici în următoarele 3 luni, nu știu dacă în următoarele 6 luni. Păi să sunt... Nu. Sunt puține echipe, spre foarte puține, în lumea asta, care joacă și știu ce să facă când adversarul se apără și știu cum să joace. Ce? Nu sunt multe. Știi ce mă așteptam eu? Că nu cred. Ar fi putut să facă mai mult în perioada asta. Cât e ea de scurtă? Că vorba lui Bogdan, parcă nici foarte scurtă nu e. Au trecut peste așa. Eu zic că e scurtă, foarte scurtă. Ok. E scurtă. Da. Mă așteptam să se apropie de o formulă de joc. Păi dar nu ai cum. Pentru că ți-a plecat Papo, ți-au plecat ăia care mai jucau, acum trebuie să-i găsești. De ce au plecat? Au venit, unul a venit, ăla a venit, tu trebuie să-l vezi, trebuie să-l bagi. Andy, ăla vine de la accidentare. Când a venit la echipă, el știa nu. Toate meciurile, a văzut toate meciurile, știa jucătorii. În puținul ăsta timp, nu, păi nu, tu știai de afară, nu știai problemele care sunt din interior. În puținul ăsta timp, e foarte greu să-ți faci o formulă de echipă când toți vin după accidentări. Unul se accidentează, altul are nu știu ce problemă, altul are nu știu cum. Da, nu cred că este ușor. A trecut bine. N-a spus că este greu. A spus că mă așteptam să pentru că vezi că uitasem la Craiova. Cei de la Craiova tot ne spun, domne, când o să revină Screciu, când o să revină Cicâldău, când o să revină ăla. Da, dar vezi că se mai și pot accidenta. Adică tu îi pui doar că își revin și că joacă din momentul ăla bine și sunt... Nu există la fotbal ideală. Se accidentează altul. Bun. Ce se întâmplă tot timpul e o problemă. După acest meci? S-a terminat 0-0 și Mudică, mă rog, declarațiile lui de la Flej au fost așa, de genul că a spus omul că a fost un rezultat echitabil, că până nu mai mulțumim și cu un punct și așa mai departe. Ok. Cam în același timp, la zona mixtă, Viorel Moldovan a făcut niște declarații de genul că nu e regulă că Rapid nu câștigă. Eu fac un rezumat acum, da? Că nu câștigă și că am văzut așa o echipă ca o de infanterie ușoară, a spus el. Că suntem infanterie ușoară. E, chestiunea asta l-a deranjat foarte tare pe Șumudică, care astăzi la Fanatic a spus textual că sunt dezgustat sau am rămas dezgustat, am plecat dezgustat de ceea ce am auzit din partea lui Viorel Moldovan. Păi, din partea președintelui. Păi, da, președintele... Păi, aia că trebuie să știi ce e Viorel Moldovan. El l-a numit coleg. Știi? Așa a, i-a zis. Ok. Păi atunci dacă e coleg, da. Păi, așa l-a numit Șumudică, nu înseamnă că e coleg. Păi, da, eu cred că e președinte. Eu cred că trebuie să facem o analiză corectă de la început la sfârșit. Viorel Moldovan, supărat, la meci a făcut o declarație. Poate, pentru a încuraja jucătorii și situația... care se află Rapidul, deși eu sunt de acord cu ce a spus Viorel Moldovan. Sunteți de acord. Dacă a făcea Șucu? Era foarte bună. Nu, mai erai dezgustat? Niciodată. Nu. Niciodată. Okay. Nu. Zice, patronul are dreptate. Zicea deci, și Șumudică asta. Deci a făcut, poate nu e cel mai mult bun mod de a încuraja jucătorii, însă este declarația președintelui, Dan. Păi, ai numărul 1 angajat la club, în momentul ăsta, e Viorel Moldovan. Atât. Eu cred că Șumudică vrea să și deturneze atenția. Acum vine Șumudică de la joc. Lui și spune că este dezgustat, mie mi se pare foarte mult. Deși am înțeles că s-au împăcat deja, că așa mai departe, da. Însă, este... Iar Șumudică un tip foarte este și foarte... E deștept, știe cum să transmită mesajele în presă și așa mai departe. Și a făcut declarația asta la rece. Pe mine asta, mie nu-mi place treaba asta. Bă, dacă o spui la cal și o afli, bă, ți-a scăpat. Bă, dar o spui la rece, gândit, la Fanatic după o zi, parcă e prea mult. Parcă arată și chiar dacă se împacă mâine sau poimâine, arată că
nu prea e în regulă între antrenor și jucător, relația. Și până la urmă... Antrenor și jucător? Și antrenor și președinte, scuză-mă, mulțumesc, Pandi. Da. Și până la urmă, bă, Viorel Moldovan o fi fost colegul lui. Bă, dar acum nu-i colegul lui. Dane, ăsta e președinte la momentul ăla. Indiferent dacă au jucat împreună, dacă Șumudic a dat mai multe goluri, deși nu-i cazul aici, mă, nu contează. Acum ăla e președinte și tu ești antrenor. Până la urmă, ierarhiile astea se respectă, pentru că dacă el spune așa, ce autoritate mai are Viorel Moldovan când vorbește cu un jucător? Stai, mă, vorbesc eu cu tine, vorbesc cu Șumim. Corect. Corect. Foarte bună observația asta, da. Așa e. De? Deci, eu sper să se rezolve. Îmi pare rău că au apărut discuțiile astea. Nu sunt ok. Și aici ar trebui numărul 1 acolo care e Șucu să ia să-i strângă, să intervină, să așeze lucrurile cum trebuie într-un club și pe urmă să iasă să... Păi nu le așeze? Păi... Pare că nu, hă? Cum se pare, Pandi? Mi se pare că nu știi cine e președintele. Viorel e președinte până un alt. Adică dacă Viorel zice ceva, e ca și cum ar spune Șucu. De ce dacă ar spune Șucu e ok și Viorel nu e ok? Care e numărul 2 teoretic în club. Acum Șumudică poate să spună ce vrea. E treaba lui, el știe ce e acolo, dar nu cred că e ok. Ceva nu e în regulă acolo. Mai este și varianta ca Șumudică, în declarația asta pe care a făcut-o astăzi, să fi vrut să spună ceva și să fi spus altceva. Adică el să fi zis, în loc de că am rămas dezamăgit, să fi spus dezgustat. Nu știu, e și varianta, să eu spun că e asta. Eu nu cred. Nu credeți. Eu nu cred asta. Adică credeți că chiar așa a vrut să spun. De infanteria ușoară. Cum? De infanteria ușoară, de aia ai rămas dezgustat. Da. A vrut să spună dezamăgit, e posibil. Dacă e posibil, da, ca el să fi vrut să spună sunt dezamăgit. Păi, dar nu, mă, da, a zis păi, dezgustat. Adică Viorel ce a zis? Că noi eram cu securea pe jos și ei erau pe cal cu pistoale. Și mi s-a părut exact cum spune domnul Rota, că totuși declarația lui Viorel Moldovan n-a fost, cum să zic, să vin dacă să spune. Dacă așa au părut, a apărut ultima echipă. N-au părut ăștia de la Rapid pe jos și aia pe cal? A fost o declarație de bun simț, care nici măcar n-a jignit pe cineva. Da. Pe cum a fost meciul? Repriza a doua, erau pe cal și ei pe jos? Nu știu dacă, nu, e prea mult. E prea mult, dar... Pe ce, pe... Da, oțelul. Pe capre erau. Erau cam... Dar crezi, Pandi, că se duce cineva? Vine acum Iarna la Slănic sau toți plecăm iarăși în Antalya? Fii atent că revizuim puțin acum. Crezi că sunt mai, cred mulți? Cred că revizuim acum, ne dăm seama că trebuie și alergătură, că deja și Sambo, păi nu ai văzut cum alergă? Până l-ai văzut pe Boboc? L-ai văzut vreodată în viața ta pe Boboc? Bine, bine că nu mai văd pe stânga acolo, de picior drept pe stânga, că Bobocel era, mai țin minte cum ne spuneau pe la Euro, Bobocel e... Bun, hai să vorbim de Dinamo, că nu mai avem doar vreo 7 minute și vreau să vedem și golurile lui Iman și Răzvan Marin. Dinamo Botoșan, pentru că nu vreau să trec totuși peste evenimentele de acolo și în special despre acel gest făcut de acel huligan din tribună care aruncă cu acel scaun și norocul asistentului e că scaunul trece pe lângă. Și discutam noi aici pe pauza comercială că scena se petrece, dar fix în locul în care în campionatul trecut sau acum două, cred că campionatul trecut cum? Da, la un meci cu tot cu meci cu Botoșan parcă a fost. Nu mai știu la ba, parcă tot un meci cu Botoșan se aruncă din spatele asistentului cu un pahar de apă. Plin cu apă, se duce lichidul cu apă, plin cu lichid. Da. Cu apă, da, nu știu cu ce era, cu lichid, corect. Și atunci știu, am, la vreo lună de zile am trimis un mail jandarmeriei să-i întreb, ați depistat, am alea, și ei mi-au spus să încă facem căutări, deci după o lună, încă facem căutări, că jandarmeria și astăzi a zis că e în căutarea, sau ieri, nu știu când a dat comunicatul. Ce, totuși mi se pare totuși incredibil cum să nu reușești să identifici o persoană cu atâtea camere de luat vedere. Deci imagine... Se vede se, pe camerele astea. Se vede perfect cum. Perfect, știi cum, centimetru pătrat, dacă vrei. Dane, se vede este perfect. O imagine când ies ăștia pleacă la vestiare. Și e un individ care... Un individ care se luptă cu bate, să sară în tensul. Nu că înjură, aia înjurătura e așa, deci are ochii ieșiți din cap, se lucațără pe umerii stiuarului să sară, să facă el dreptate. Mi-a și mie în... Băi, deci ce-ți mai întâmplă? L-a observat Tezor bine exact cine e. Păi era în prim plan, nu se vadă bine. Nu poți să-l arzi cu 5 minute? Aici, nu, acum s-ar putea să aibă dreptate. Mă gândesc că i-a aruncat scaunul ăla ca să stea jos. Da, șezlong, să stea pe spate. Dar vreau să vă spun ceva?
modul în care se comportă asistentul, bă, nu are nici cea mai mică... Totuși, când ești, simți un pericol, și primul ce, instinct... E okay? Nu, dar tăria nu, lui de... Tăria lui e extraordinar. Să nu te dai, și trebuie să ai tărie când îți aruncă cu din astea? Trebuie să poți doar... să nu escaladezi momentul. A, tu și... ești de vină. Nu, nu. A, tu nu trebuie să mai faci nimic în momentele astea că escaladezi. Nu, ce să-i escaladezi? Să remarc calmul lui și echilibrul lui incredibil. Realmente ești din comun. Dar dacă el nu mai vrea să arbitreze și ieșea de pe teren? Nu, faptul că nu l-a lovit, nu. A, nu? A, ok. Deși este trebuie să vedem sânge, nu? Trebuie să vedem sânge. Trebuie să vezi, păi nu, trebuie să vedem sânge, Dane, nu? Nu, dar deaconul trebuia să primească un un merit, trebuia să primească o decorație și a primit-o. Trebuia să vedem sânge, dacă nu vedem sânge, nu. Bun, acum întrebare, repede, un răspuns. Sunteți la federație și trebuie să gestionați cazul ăsta. Sunt evenimentele astea. Următoarele două meciuri acasă ale lui Dinamo sunt cu FCSB. Foarte probabil se așteaptă undeva la 50.000, hai, 40.000 de spectatori, o rețetă bună, e bine pentru fotbal și așa mai departe. Ce faceți? Aveți toleranță sau aveți toleranță zero și închideți porțile? Sau o altă măsură? Deci dacă sunt la federație, trebuie să fac o adresă către Ligă. Nu, Ligă. Păi nu, că observatorul. Pe ce observator? Păi observatorul de joc. Să verifice. În orice caz, lăsați-vă instituțional. Spuneți-vă deci, dacă ați avea forță să luați o decizie. Ce ați da dacă ați avea putere să dați ceva după acest meci? Adică judecați în spiritul fotbalului și să lăsăm spectatorii să vină și luăm niște o măsură de amendă sau porți închise? Cred că trebuie judecat sub nicio formă, ținând cont de ceea ce urmează, cu cine joacă, câți spectatori vin. Trebuie să fie intransigență maximă, să se respecte regulamentele. Dar asta nu judecă federația, judecă comisia de disciplină, iar comisia de disciplină o să judece în baza rapoartelor arbitrilor și a... Nu am înțeles cum da. Este Nu, trebuie procedura. Judecat... M-a interesat punctul ăsta de vedere. Da. Nu putem să ajungem să eliminăm astfel de... Deci toleranță zero. Așa spun eu, asta e problema. Eu cred că nu o să fie nimic, nu se întâmplă nimic. Nu da. Se dea nicio sancțiune. Nimic. Și crezi că e bine? Nu, cred că următoarele două meciuri vor fi plin... Stadionul plin. Stadionul plin. Eu cred că trebuie să te adreseze jandarmerii, să te ajute cumva să identifice acești oameni. Deocamdată am înțeles că jandarmeria nu poate să intre în stadion, stă pe afară pe undeva. Răspunde securitate niște stewards, unii dintre ei, ai văzut ce l-a fentat ăla, să nu, dar cum să fie bine că de la un pahar ai ajuns la o asta? Ce mai e după aia? Ideea este că trebuie să... De la pahar, dacă spuneai, mâine o să arunci cu scaunul, bă, ești nebun, așa te duci de departe, o să arunci cu scaunul, și dacă după aia spui că o să arunci cu o cărămidă, bun, iar nu cred.